Morning Glory, Morning Glory, pe lume-s doar trei măscării. Deci, în concluzie, bonjurică, bonjurică. 30 de minute peste ora 9 și 4 minute. Mai avem și un invitat astăzi, că na, nu puteam să stătem așa ca proastele aici. Între timp, na, în țară a luat-o, pur și simplu. Merge treaba extraordinar. Doar că avem o problemă. Uite, a mai căzut doborât de criză un primar PSD din comuna tulceană Crișan, acolo unde mergeți voi în vacanță să mâncați plachie, l-au arestat după ce a fost prins în flagrant luând mită, avea mască și mănuși și cu toate astea nu a putut fi salvat. El s-a infectat de bănuțul ce l-a luat. Și în ultimul rând, îți dai seama, a declarat în arest că s-a purtat cu mănuși cu cel care l-a mituit, dar totuși, uite, iată, n-a fost suficient, nu știm ce măsuri să mai luăm. Mihai, pot să spun cine este invitatul nostru astăzi? Putem. Dar înainte să ascultăm semnalul de luptă. Nespresso și Morning Glory amuză ascultătorii la Comedianța Căsică având cafea. Da, și spunem bună dimineața lui Costel. Bună dimineața, Costel. Bună dimineața, Răzvan. Bună dimineața, Mișu. Bună. Cine dimineața mai e pe acolo? Atâta, doar decât atât. Noi suntem, da. Și colegii bună de la dimineața. Kiss FM și Liana la Magic FM, dar Liana e mai departe, doar pe colegii de la Kiss îi vedem. Spune-mi, dragul meu, de ce acest microfon de la San Remo? Ce s-a întâmplat? Păi m-am mutat din București, m-am mutat la țară și am scos de la naftalin toate chestiile, tot echipamentul pe care îl aveam. Și în 1989, când am participat la San Remo cu binecunoscuta piesă De ce tu când eu puteam, mi-am adus aminte de acea perioadă și am zis să intru live în această dimineață cu acest microfon de la San Remo. Îți mulțumesc că da, mi-ai adus aminte de aceste vremuri minunate. Cu multă plăcere. Aș vrea să știu de ce îți este dor să te plângi. Că voi în stand-up ați făcut o figură foarte frumoasă mulți ani de rând, nimeni nu s-a prins de șmecheria asta, că de fapt erați pe procrastinare. Nici mie nu mi se cuvântul ăsta. Da. Oricum azi nu mi-a ieșit absolut nimica, dar e o zi specială. Sunt cel mai bun. Bun, deci de ce te plângeai tu înainte și nu mai poți să te mai plângi acum? Mă plângeam foarte mult de viața în familie și acum nu mă mai plâng pentru că am din plin, nu mai merg copiii la grădiniță, nu mai merge nimeni nicăieri și acum nu mă mai plâng, așa că am din plin și am zis că să fiu recunoscător cu ce am. Nu știu dacă ai văzut, a circulat un fake news foarte mișto despre cum au crescut cererile de oferire spre adopție a copiilor după ce părinții au stat foarte mult cu ei acasă zilele astea. Foarte bună. Un fake news foarte bun, mișto, clar. Spune-mi, tu acum te-ai gândit să împrăști niște fake news, pentru că n-ai cum să nu râzi de, n-ai cum să nu și râzi de momentele pe care le trăim. Ți-a trecut prin minte să dai niște știri din astea false? Nu, nu mi-a trecut. Nu mi-a trecut pentru că mă sperie gândul că aș putea să fiu închis pentru așa ceva, pentru o glumă. Am înțeles că au făcut unii niște farse pe afară, au stropit niște oameni cu ceva care ziceau ei că e coronavirus și au fost amendați, băgați la pușcărie cu dosar penal și așa. S-ar putea și asta să fie fake news. Da, deci... Yes. Știi care? Aș încerca să zic că aceste fake news sunt fake, când de fapt sunt adevărate toate, nu știu. Și mie mi se pare că dacă astea ar fi măcar o parte, cum ar fi ăla cu cea mai grasă femeie din lume care a omorât cea mai mare broască și bătrână, broască țestoasă din lume după ce s-a așezat pe ea în Galapagos. Deci dacă ăla ar fi adevărat, eu aș fi foarte mulțumit. Asta zic, că sunt niște știri care ar deveni povești, cum a fost acea știre minunată cu ăla cu calul. Deci aia pentru mine a rămas așa, un exemplu de a luat calul să se ducă la maternitate să vadă ce face soția lui care năștea. Aia mi se pare un romantism pur, adică e ceva romantic și o iubire ca în Cervantes, ca în Don Quixote, așa, o chestie...
Mi-a plăcut mult de tot, deci. Și n-avea scut, deși putea să-și ia un lighean. Adică putea să-l fac, cum l-a făcut Don Quixote. Spune-mi, te rog frumos, cum îți dai seama pe internet că totuși și-a pierdut omul mințile? Cum detectezi tu momentul în care cineva a decolat ca o rachetă de pe tărâmul lucidității? Acum știi cum e? Eu fac parte din acea categorie de oameni, pentru că mie îmi și plac poveștile, și dacă îmi dai o teorie a conspirației care să aibă și un pic de sens, eu sunt acolo, mie îmi plac teoriile astea, ca și cum ai citi un roman SF care se adeverește așa. Eu cred în toate poveștile astea cu luptele, Star Wars, Alianța, Rezistența, toate. Așa că eu sunt prag de nebunia. Eu abia aștept să se ducă odată toată nebunia asta ca să ne liniștim. Acum e și o perioadă în care poți să fabulezi foarte mult, poți să te gândești la tot felul de scenarii. Adică e loc, e o grămadă de loc. Hai să vedem, dacă ar fi să pui tu la cale o teorie conspiraționistă, ce crezi tu că s-a întâmplat? Ce crede Costel că s-a întâmplat de fapt cu mizeria asta de pandemie? Hai să vedem. Cum crezi că a început totul, în primul rând? Crezi că e adevărat aia cu Liliacu? Da. Liliecii au stat prea mult în întuneric și voiau și ei un pic afară din peșteră. Ce s-a întâmplat este șeful liliecilor le-a propus liliecilor să iasă din peșteră și să stea frumos ca păsările normale, să nu mai stea cu capul în jos, că el a avut un episod destul de nasol într-o noapte când a avut o durere, s-a dus tot sângele în cap. Și a zis că gata, și să schimbe, să stea și ei ca ciorile normale. Și atunci au ieșit, dar păsările obișnuite le-au alungat înapoi în ghetourile pădurilor, acolo în peșteri, cum le zic ei, și după aceea au făcut un fel de război, așa, păsările cu liliecii, și s-au aliat ca să ucidă oamenii. Asta este toată treaba. Și au făcut cumva... s-au dat cu un pic de miros ademenitor, cu un pic de miros de mâncare bună liliecii, au mâncat oamenii de liliecii, cartofi erau de cartofi prăjiți, da, prăjiți în ulei în care s-a mai prăjit cartofi prăjiți, și după toată treaba asta, doamne, ce purcărie, în fine, dar după aceea au mâncat oamenii niște liliecii, ăștia i-au infestat pe oameni și de aici toată nebunia asta cu economia care se duce de râpă. Da, tu crezi că, într-adevăr, chinezii au pornit chestia asta? Sau... Bă... Nu crezi că e vorba despre mulți sume mari de bani care sunt la mijloc? Clar e vorba și de asta. Sunt niște interese foarte mari la mijloc și niște sume de bani de care noi nici nu putem să percepem cu mintea. Eu aș vrea să văd banii aia, pe bune. Deci am așa o curiozitate să văd cum arată atât de mulți bani. Da, am văzut maxim o geantă de bani, atât am văzut. Spune-mi, te rog frumos, tu nu, adică nu știu, suntem oare orbi? Suntem orbi și nu vedem această conspirație mârșavă a producătorilor de drojdie care au așteptat, deci s-au dus cu siguranță, au fost oameni care s-au dus, au gonit liliecii din peșteri cu drojdie, pentru că știi că nu le place mirosul de drojdie. Clar. Liliecii, și au zis, domnule, trebuie să aducem oamenii înapoi în fața cuptoarelor. Oamenii trebuie să consume drojdie. Este chiar și un studiu făcut în 1956, făcut în Statele Unite ale Americii, la facultatea din California. Drojdia este inamicul numărul 1 al liliecilor. Și ideea este că cu cât încingem mai mult cuptoarele să facem pâine, cu atât îi alungăm mai mult pe lilieci înapoi în peșterile lor. Și... Da, dar să știi că s-a și demonstrat științific lipsa de rezistență a virusului la temperaturi de peste 70 de grade. A, clar. Deci moare în 3 minute. Deci asta e. Nu zic că e dospire lentă, dar oricât, frate, e foarte important. Foarte bine să mergeți la solar acum în perioada asta. Doamnele de asta, doamnele și domnișoarele care sunt mai închise la culoare, n-au coronavirus pentru că au stat în solar și au distrus astfel
E adevărat, a fost și un fake news pe tema asta. Ah, cum că, vezi? Cum că nu doar albii fac coronavirus. Deci măcar, cum a glumit prietenul de culoare al unei prietene, măcar virusul nu este rasist. Atacă pe toată lumea, Renica. Da. N-avem o problemă cu asta. Spune-mi, cum vezi tu această epidemie? Unul din cele mai trending subiecte pe internet acum este banana bread. Cum crezi că s-a ajuns aici? Cum simți tu că s-a ajuns și cum, mama măsii, facem să ieșim de aici? Suntem blocați în banana bread de prea mult timp. Mamă. Banana bread cred că este alternativa, să zicem, pentru oameni sănătoasă, adică să mănânci și fruct, pâine cu fructe. Cum era înainte, mâncai pâine cu vin, acum mănânci pâine cu banana. Asta e, cam așa se întâmplă chestia asta. Au luat-o oamenii razna pentru că suntem un popor mâncător de pâine și ca să nu mănânci numai pâine, mai mănânci și banana bread. Asta e. Poate și asta, da. Hai să vedem acum, Costel, care e primul lucru pe care o să-l faci când o să ieși din izolare? Mama, ai oplit acolo? Da. Wow, eu să m-am mutat la țară, eu sunt vai, foarte bucuros. Deci e pe bune burlanul ăla? Da. Vai, și crezi că l-am pus? Faceți focul? Așa. Da. În plită? Și gătiți pe ea? Încălzim niște apă și bem apă mai caldă. Da. Atât. E ok. Primul lucru pe care îl fac când o să se termine pandemia asta este o să fac un spectacol de stand-up gratis. Dau, așa mi-e de dor să fac stand-up, pentru că n-am mai făcut de mult și în perioada asta cumva corpul meu e obișnuit să fie în turneu, e obișnuit să facă spectacole, e obișnuit să nu doarmă nopțile. Și așa abia aștept să fac un show de stand-up și îl fac gratis. Uite, aici voi spune și va rămâne, primul show pe care îl fac după pandemie va fi unul în care las intrarea liberă. Atât de mult îmi doresc să fac stand-up că la un moment dat chiar am început să fac glume cu oameni, pur și simplu. Am avut o treabă cu un domn care a lucrat la mine la apartament, trebuia să scoată niște parchet și el e vatman, este mecanic pe metrou și el ia metrou când pleacă de la muncă, ia metrou și l-am întrebat dacă cumva judecă colegul cum conduce metrou, adică ia uite-l pe ăsta cum merge, frate, zici că cară sași cu cartofi, mai încet, frate, știi, și simțeam așa nevoia să-l fac să râdă și a râs, a fost un sentiment foarte plăcut, deci cred că o să încerc să fac stand-up individual, așa, pe o singură persoană. Vrei să fac acum niște stand-up? Bună dimineața, doamnelor! Fă niște stand-up acum. Bună dimineața, domnilor și domnule, ce mai faceți? Vă mulțumesc foarte mult că sunteți prezenți aici. N-am nicio glumă acum, ca prost am zis ceva. Și da, chiar. Ai mai fost la cumpărături? Am mai fost, odată pe săptămână e o ieșeală. Nu-ți vine care... să faci glume cu vânzătorii, cu lumea de ba la da, ba da, ba da. Ai, ba ai făcut ceva? Te-ai jucat cu oamenii? M-am jucat la un moment dat, m-am jucat cu caseriță, am fost la un magazin naturist, la un magazin dintre la bio, eco, friendly, trepuri. Știi că e foarte scump și am luat foarte multe, am făcut foarte multe cumpărături și la sfârșit a zis suma finală, ceva de genul 600 și ceva de lei. Și m-am uitat la ea și am fost, nu se poate, doamnă, așa ceva, ia verificați. Și s-a uitat așa, zic, glumesc, scuze, știu că sunt la un magazin scump, e ok. Hai să-ți povestesc ce am făcut eu, pentru că, mă rog, mie îmi plac florile și mai cumpăr flori și... gluma favorită când cumpăr flori, știi că îți dau pachetele ăla cu conservant de flori uneori, la florărie îți dau un pachetel în care e conservant de flori și gluma mea preferată, nu o fac de fiecare dată cu aceleași florărese, zic când mi-l dau pe ăla și nu uitați asta și zic da, dimineața înainte de masă, da? Câte un pungulet. Și mă rog, o doamnă mi-a spus, dar nu pentru dumneavoastră, e pentru flori, știi? Și mi-am dat seama că nu merge gluma acolo. Da, și a doua oară am nimerit peste soțul doamnei
Și eram doar noi doi acolo, destul de stresant, mi-a zis că era momentul ăla în care se anunța că se închide bursa de flori de la Amsterdam, toată lumea era stresată că nu se mai găsesc flori, intermediarii scumpiseră, mă rog, se ducea dracu județul pe scurt. Și domnul era foarte tensionat și supărat așa și am simțit nevoia să-l energizez un pic și am cumpărat mai multe buchete de flori și le aranjase așa unul lângă altul pe teșghea. Și și se uita la mine și zice, adică aștepta să încaseze. Și zic că ok, acum am putut să le puneți la loc, am vrut doar să văd dacă par credibil. Și băi, omul a făcut o criză de râs, a râs cu lacrimi, s-a decompensat total. A spus: Doamne, nimeni n-a făcut asta cu mine până acum, că mi-ați salvat moralul, m-ați scos din necaz. E teribil, mă. Lumea e foarte încordată și cred că umorul foarte... Da. Face foarte bine din când în când, mai ales când îi scoți pe oameni de pe șine, de pe ceea ce sunt obișnuiți să audă. Da. Stai să-ți mai povestesc și eu una, o glumă pe care o fac când mă mai duceam să-mi cumpăr haine. Mă duceam, îmi luam așa niște produse pe așa și când ajungeam acolo la casier, ziceam: vreau și eu hainele astea, dar cu reducere 50%. Spune-mi, care e primul loc în care o să călătorești, Costel? După ce se dă drumul din nou. Complicated. Vreau să mă duc undeva la mare. Eu sunt pește, mie îmi place unde-i mare și unde-i ocean și unde-i apă. M-aș pleca... Mie mi-a plăcut și în Portugalia. Mi-a plăcut foarte mult în Portugalia, în Cascais. Aș merge în Portugalia, da. Da. Hai să încheiem cu o poveste frumoasă, cu animale pe care le omorâm ca să le mâncăm. Mi-a povestit un prieten că era în Portugalia într-un restaurant din ăsta de pește și fructe de mare și era un acvariu foarte mare de unde se luau anumite animale. Da. Și era un acvariu cu calamari. Și acvariul era chiar lângă masa unde stătea amicul meu împreună cu prietenii lui și au luat un calamar de acolo, de la mare. Știi? Și da. L-au adus pe masă după o vreme și ăsta a zis că a simțit așa ceva. E ca și cum s-ar uita cineva la tine. Și în momentul în care s-a întors, toți calamarii erau la marginea acvariului și se uitau spre platoul de pe masă. Și nu l-au mai mâncat pe tovarășul lor acum decedat. Ca să știi asta, am zis să-ți spun așa. Că foarte poate te mai înviorezi. Foarte mișto. Costel, ne e foarte dor de tine în viața reală, să știi. Și așteptăm să ne revedem foarte, foarte abia repede. Abia aștept și eu. Da? Doamne ajută, cu capul sus sau cu... Așa. Ceva oricum, cu ceva orice. Îți mulțumim foarte mult, Costel. Mulțumesc. Căutați-l pe Costel pe canalul lui de YouTube, pe Facebook-ul mare, pe astea, pentru că mai postează câte ceva pe acolo. Da. Mai vorbești cu tovarășii tăi cu scârbele alea două de Vio și Teo? Ultima oară când am vorbit cu ele m-au luat foarte mult așa la mișto, pentru că eram undeva într-o cameră foarte întunecată și cineva a zis că păream răpit în ultimul episod, în ultimul live din între show-uri. Da, fac cu ei între show-uri și abia aștept să-i văd și eu în carne și oase. Așa că îi puteți vedea în continuare pe frații noștri din stand-up încercând să facă față pandemiei așa cum se poate. Mulțumim foarte mult, Costel, și să ne auzim cu bine. Să ne auzim cu bine. Să fim sănătoși. Numai bine. Ciao. Zi frumoasă, pa. Doamne ajută. This is a nightmare. This is a nightmare and I can't wake up. Deci, frații români, ați urmărit comedianța Căsica având cafea. Noi mai bem o cafeluță și ne întoarcem cu formația The Peltics în live. O să cântăm un cântec extraordinar de la Gica Petrescu, sugerat de altfel de tatăl meu. Așa că, tată, să fii mulțumit. Nespresso și Morning Glory au distrat ascultătorii la comedianța Căsica având cafea. Morning Glory on Rock FM.